Salutări, dragi prieteni, în fața voastră iarăși este Victorius Libertus. Eu continui vlogul cu viața în călătorii cu autostopul. În prezent eu mă aflu în Albania, în orașul Shkodër, chiar în centru. Am venit aici să vizitez cetatea Rozava, care astăzi am văzut-o, și acum mă aflu la moscheia Ebu Bekir. Vreau să spun că primele mele impresii despre Albania nu sunt chiar pozitive. De obicei la mine auzesc numai păreri pozitive, iată eu vă dau și altă imagine. În primul rând am vizitat orașul Shkodër și prima impresie este că aici este foarte murdar. Și pot să spun că așa am văzut și la cetate. Am vizitat o cetate care asemenea are 1000 de ani și plătești 3,50 € pentru bilet. Dar în unele încăperi, în majoritatea încăperilor din cetate, era un dezastru. Și să nu spuneți că eu vorbesc orașul de rău, eu chiar vă arăt cum asta arată. Tot uitați-vă cum este în Albania, în oraș. Dacă acolo este urna, cum știi, tot a zvârlit. E strașnic, e strașnic. Și nu pot să spui că este oraș. Uitați-vă ce localuri frumos, tot e aranjat. Dacă se ridici camera pe sus, tot este ok, da? Tot e frumos. Dar numai cum te uiți pe jos, uitați-vă ce se face. Urât de tot, urât. Asta am vindere eu prin oraș murdar. În general, asta este doar prima impresie. Eu nu mă bazez pe ea, deoarece poate este un oraș de la marginea hotarului uitat de lume, poate. Și trebuie mai mult să călătoresc ca să-mi fac o părere pentru mine mai corectă. Eu am ieșit după oraș, în urma mea este cetatea Rozava și am văzut pe hartă scrie camping. La Welcome mi-a spus că 8 euro costă pe noapte, plus este un restaurant, 5 euro costă dejunul. Aici este un bazin care se poate descălda și am decis să rămân. Spate fără asta în călătorie, desigur se poate, dacă n-ai, nu dorești să cheltui bani. Wow. Cum să nu iubești viața pentru așa ceva? Cum să stai acasă când undeva te așteaptă așa fericire? Ieșiți oamenilor la drum, ieșiți și descoperiți, iubiți, distrați-vă, mergeți, obosiți. Trăiți viața, nu lucrați. Asta este filozofia mea. Bună dimineața! Ieri seara am ajuns în acest camping. Am mâncat la restaurant, m-a costat 5 euro. Am comandat un suc, niște cartofi, o colă. La Welcome era posibilitatea să comanzi un dejun, adică să-l achiți. Era 5 euro asemenea. În urma mea este masa unde este amplasat toată mâncarea. Este ceai, cofe, suc, asemenea sunt niște tartine, gemuri, ou, niște salam. Eu mi-am comandat, iată așa, adică mi-am luat, mai corect spus, de pe masă singur aleci, nu este o deservire. Și pot să spun că este o mâncare ușoară, n-aș spune că intră în prețul de 5 euro, însă este o mâncare simplă care ai mâncat, ai ieșit la drum și continui călătoriile. La mine s-a întâmplat un defect, îmi strângeam rucsacul, mă pregăteam de drum și întâmplător am călcat pe ochelari. Însă consider că îi voi putea repara, eu i-am desfăcut, au o structură foarte ușoară și aici este o ață așa care îi ține, care ține acest ochelari în această formă, carcasă. Și eu am putut să o întind și acum trebuie să pun la loc. Este important deoarece aceștia sunt ochelari pentru vedere și totodată și ochelari pentru soare, deoarece afară este foarte luminos și când stai stopez este foarte greu fără ochelari. Acum eu mă aflu chiar în capitala Albaniei, în orașul Tirana, mă aflu chiar în centrul orașului. Am venit să vizitez, să descoper mai mult această țară și pot să spun că nu sunt tare inspirat, deoarece chiar în centrul orașului, cei ce văd, un pic mă dezamăgește, acum și vă arăt ce vouă. Că uitați-vă cum este aici, chiar în centrul orașului, uitați-vă acolo este probabil o casă de cultură care se restaurează și uitați-vă cum sunt
copacii, arbuștii și aranjat. Aici este un scver, un parc și arată el, nu știu, la un nivel de un orășel uitat de lume, dar nu la un nivel de centru orașului. Până când eu o să merg până la următoarea locație, o să vă mai postez ceva din gândurile mele. Eu personal nu iubesc tare să vizitez orașele, fac aceasta doar ca să nu spun că le-am vizitat, deoarece eu pentru mine nu găsesc nimic interesant. Mie mi se pare toate orașele asemenea. Toate orașele sunt o tună. Ce Chișinău, ce București, ce Tirana, ce Craiova. În toate sunt tot aceeași. Lumea se globalizează. Peste tot sunt aceleași restaurante, aceleași petroliere, aceleași fast food, aceleași semafoare, nu știu, aceleași trotuare. Și puține ori când eu vizitez un oraș, să văd ceva nou, ceva deosebit, ceva care să mă uimească pe mine. Poate asta se întâmplă deoarece eu am văzut mai multe orașe, de acum am văzut mai multe orașe, mai multe țări, zeci sau sute de orașe și poate pentru mine de acum ele nu sunt într-atât de interesante. Și consider că un oraș de altul se poate deosebi doar în cazul când se va schimba cultura, de exemplu să vizitezi un oraș din Turcia și un oraș din Moldova. Când se schimbă cu tot altă cultură, probabil se schimbă și vizualul orașului. În urma mea se află o moschee, se numește Edherm Bey, așa eu o pronunț, poate totul altfel se pronunță în albană. Prin afară această moschee arată ca un muzeu, inițial eu așa și m-am gândit, dacă să nu vezi turnul cel de la moschee de deasupra, se pare că este un muzeu. Eu m-am descălțat între moschee. Arată asta foarte spectaculos. Uitați-vă ce fantastică. Wow. Văd că acolo este o scară sus. Văd continuare nu are, dar poate ea servește ca un altar. Sau mă greșesc că nu înțeleg semnificația ei, că ea se duce doar în perete. Probabil moscheile servesc ca un loc unde oamenii se pot refugia ca să șadă în liniște, să poată fi cu gândul la Dumnezeu, să-și poată face rugăciunea. Așa îmi închipui eu. Ieri am venit din orașul Tirana, mă duc spre Kosovo, m-am oprit la un local să noptez pe Lătrea și am făcut cunoștință cu stăpânul acestui local, îl cheamă Saimir. Și uimirea mea a fost că el cunoaște limba română. Spune ceva, Saimir, pentru oameni. Ce vrei să spun, băi? Saimir este un om foarte interesant și am petrecut cu el timpul foarte plăcut în discuții, în povestiri, cum el a petrecut timpul prin România în tinerețe. Și am învățat limba... Stai, în câte zile? Să te audă și puține oamenii. În câte zile ai învățat limba? 3 luni de zile, așa. 3 luni de zile, dar vorbește mai bine decât eu engleza în 4 ani, da? Ce dorești să transmiți pentru prietenii tăi din România? Să-i salut pe toți. Dar aici vă arăt cu ce m-a servit Saimir. Uitați ce masă bogată mi-a pus. Mulțumesc foarte mult acestui om. Foarte plăcut că întâlnesc așa persoane deosebite în călătorie. Călătoriți și voi și eu, în curând, mă duc mai departe. Eu am ajuns din Albania la hotar la Kosovo, puteți să vedeți postul în urma mea și aici este o situație neplăcută, deoarece eu nu pot să trec în Kosovo, deoarece n-am viză. Republica Moldova n-a recunoscut țara Kosovo, ea a fost formată nu de mult, a fost formată din cauza unui conflict a acestei teritorii cu Serbia. Este așa, putem spune, o Transnistrie de-a noastră, numai că Kosovo este recunoscută de mai multe țări sub presiunea NATO, sub presiunea Europei, Serbia a semnat independența acestei țări, însă Moldova a considerat că nu este cazul de recunoscut. Ca să mă întorc, ori trebuie să mă întorc prin Muntenegru, cumva să trec înapoi prin Serbia sau prin altă țară, Horvatia, sau să mă duc prin Grecia. Ideea mea a fost să ajung să vizitez Kosovo, să mă duc spre Macedonia, din Macedonia în Bulgaria și de acum România și Moldova, dar acum
Acum nu știu, iar eu am trecut hotarul în Macedonia, în urma mea au rămas posturile vamale. Astăzi am avut noroc de la hotar de la Kosovo cu Albania, m-a luat un tir care s-a dus direct în orașul Albasan și de acolo 100 de kilometri unicul drum care era spre Macedonia și am încercat norocul, am venit și am trecut. Desigur că data asta am căutat în Google, pot să intru în Macedonia sau nu pot, am nevoie de viză și nu. Și am citit că din 2005 se poate fără vize. Și iată, ne revedem de la Macedonia. Eu acum mă aflu în orașul Ohrid, în urma mea puteți să vedeți lacul Ohrid, care este împărțit între două țări, între Albania și Macedonia. În Macedonia se află orașul Ohrid, iar în urma mea, în Albania, se află orașul Kalishta. Asta este un spoiler pentru episodul următor. Și cum este tradiția, eu vă povestesc despre țara care am vizitat-o și acum va fi vorba, desigur, despre Albania. În Albania m-am aflat doar 3 zile. Nu pot să spun că am descoperit această țară, însă am vizitat 3 orașe mari, am vizitat orașul Shkodër, capitala Tirana, am vizitat orașul Elbasar, am vizitat cetatea Rozafa, în orașul Tirana, în capitală, am vizitat mai multe locații și mi-am făcut o părere așa generală, foarte scurtă, poate prea rapid, așa să spun, însă este cum este și acum mă voi împarte cu ea. Albania are un landșaft care se combină munți cu câmpii și asta arată foarte, foarte frumos și deosebit. Dacă să vorbim despre oameni, mie mi-a plăcut foarte tare persoanele din Albania care le-am cunoscut. Eu aș spune că sunt persoane foarte prietenoase. Mie personal așa mi s-a părut. Referitor la autostop, mi s-a părut autostopul destul de ok. Probabil am avut norocul și autostopul în Albania pot să-l laud. Și de aici trecem la orașe. Orașele nu m-au impresionat tare, nu vreau să spun că nu sunt interesante. Vreau să spun că n-am observat nimic deosebit care pe mine să mă uimească. Aici vreau să ating o temă. Ce nu mi-a plăcut mie în Albania? Și nu mi-a plăcut faptul că Albania este cea mai neîngrijită țară care am vizitat-o. Cu greu spun aceste cuvinte, deoarece eu în Albania am văzut atâta gunoi, că eu despre asta pot să vorbesc un video întreg. Când am vizitat primul oraș Shkodër, eu eram șocat de această situație, deoarece tot orașul, chiar și centrul era plin gunoi, dar dacă mai ieși pe la margine, era vai de mine. Și vreau să spun că orașele sunt frumoase, orașele sunt amenajate, orașele sunt construite. Referitor la orașe, n-am nimic împotrivă. Dar vorba de îngrijirea acestor orașe. Au drumuri bune, au trotuaruri bune, au localuri, tot ca peste tot, foarte frumos. Însă pe aceste trotuaruri se întâmplă un haos, așa să-l numesc, frumos. Eu vedeam localuri, care, cafinele, unde stau oamenii și mănâncă, unde se joacă copii și tot aceasta fac în gunoi. Eu eram în șoc, eu nu știu cum să descriu această situație. Și eu pot să explic numai prin una că oamenii aceștia au crescut în această situație, în acest gunoi, afară tună, probabil la sploaie, au crescut în acest gunoi și pur și simplu nu îl observă, ei consideră aceasta o stare normală. Și probabil consider normal, poate să arunce gunoi, deoarece gunoiul ăsta n-apare din nicăieri, el cineva îl aruncă. Și consider poate normal să arunce gunoi și să fie în acest gunoi, altfel eu nu pot să explic. Dar orașele sunt amenajate foarte bine. Erau locuri, mergi pe stradă centrală din oraș, copacii într-atât de tare au crescut, că crengile sunt până la pământ și tu trebuie să înconjori pe drum, deoarece nu poți să mergi pe trotuar. Și din punctul acesta de vedere, Albania pe mine m-a șocat. Este bine când vizitezi țări și mai bune ca ta și este bine când vizitezi poate țări mai slabe un pic ca ta din unele puncte de vedere, deoarece poți înțelegi că ai spre ce tinde și în acel moment înțelegi că undeva este și mai rău. Și vreau să spun că aceasta nu este legat doar de un oraș sau doar de o localitate, nu, eu am fost în capitală. Eu special m-am dus, inițial nu doream să vizitez capitala și am spus, păi, eu trebuie să descoper această țară, poate mi-am făcut o impresie greșită. Am vizitat capitala și chiar în centru capitalei, acolo tot aceeași se întâmplă.
Da, poate gunoi este mai puțin, cam poate de două ori mai puțin, însă chiar în capitală el este și peste tot. Și m-au uimit în capitală că sunt parcuri, sunt tot locuri frumoase, iarba așa de un metru crescută, nimeni nu o cosește, pe lângă cafenele, pe trotuare iarba crește și, de exemplu, era un cerc unde era un havuz foarte mare. Și havuzul și ală tot a crescut cu iarbă și copaci care, nu știu, au vreo 3-5 ani. Ori ei respectă natura, nu știu, doresc să trăiască cu natura împreună, ori lor le lene să facă curățenie. Adică să curiță această natură din oraș. Și mie mi se pare că realitatea este varianta a doua. În general, eu sunt bucuros că am vizitat această țară, deoarece are locuri foarte istorice, foarte interesante. Am văzut locuri, natură foarte deosebite. Am primit o nouă experiență, am obținut noi prieteni și am obținut și totodată și această experiență și această părere care v-am povestit-o și vouă. Dacă v-a plăcut acest episod, apreciați-l cu un like, cu un comentariu. Și ne vedem în următorul video, unde eu voi povesti despre Macedonia.